Bună, Marti, luna în care elogiem femeia și frumusețea ei. La capitolul Beauty vezi care este procedura de top în tratamentul anti-aging. Astăzi vreau să vă prezint o procedură de dermapen sau micropen, se mai spune. Este o procedură inovativă pe piața cosmetologiei, are rezultate miraculoase și este una din cele mai bune proceduri de regenerare profundă a pielii. Vom face această procedură pentru hidratare profundă. Micropen este o procedură minim-invazivă de rejuvenare care folosește un sistem automat de ștampilare cu ajutorul unor ace foarte fine. Se recomandă mai mult de făcut în sezonul rece. Se recomandă de făcut această procedură în curs de la 4, 5 până la 10 ședințe, în dependență de problema tenului. Fiecare înțepătură declanșează în organism o reacție naturală de a produce colagen și elastină în cantități mult mai mari. La următoarea etapă o să tonifiem pielea. În cazul nostru folosim un tonic pe bază de acis fructifer pentru a înlătura celulele moarte. O să folosim un peeling din papaya, un peeling enzimatic. Zona obrajelor, bărbii, aici deja putem să mergem cu adâncime mai mare. Foarte ușor ca să poată intra vitamina C în piele. La această procedură s-a utilizat vitamina C de 20% pentru întărirea vaselor sanguine și un plus de luminozitate. Această procedură traumează pielea și pornește procesul de regenerare profundă. Mai avem și unele contraindicații. Dermapenul nu se folosește la persoanele cu cuperoză în stare avansată. Pe final de procedură, pacientei s-a aplicat o mască cu pantenol și acid hialuronic. Eclipse Micropen poate fi folosit pe toate zonele corpului. Rezultatele se văd a doua zi, iar imediat se observă o luminozitate crescută a pielii. În secolul 21, fiecare femeie dorește să arate cât mai bine. De aceea, noi venim către clientele noastre cu cele mai bune servicii de frumusețe în fiecare sezon, în dependență de problema pe care o abordează clienta. Dragi femei, trebuie să puneți accent pe hidratarea pielii pentru a preveni apariția ridurilor. Pe lângă faptul că facem procedurile în cabinet, se mai recomandă și îngrijirea la domiciliu. Este foarte bine depus accent pe îngrijirea zilnică, începând cu o demachiere. Dacă vorbim despre tenurile uscate, pentru hidratare se recomandă lăptișorul. El hidratează și totodată curăță foarte bine pielea. Dacă avem o piele uscată, folosim tonicul hidratant. Punem un mare accent pe etapele corecte de demachiere. Chiar dacă femeile nu se machiază, oricum îngrijirea de demachiere este obligatorie zi de zi. Prima etapă de demachiere, mai ales pentru persoanele cu pielea uscată, este lăptișorul. Dacă folosim o apă micelară, atunci este important de știut că după ea pielea se spală și folosim următoarea etapă, este tonicul hidratant. Apa micelară se înlătură cu apă obișnuită din motiv că conține componente demachiante și doar tonicul poate să le înlăture sau apa. Nu lăsăm apa micelară pe piele fără a fi înlăturată, deoarece componentele demachiate usucă pielea în exces. După soluția tonifiantă, este foarte important să folosim un ser concentrat pe bază de acid hialuronic sau colagen elastină. Mai avem sirtuina, care este o proteină care ajută la regenerarea celulelor pielii. Combinăm cu o cremă hidratantă mai grasă sau mai ușor grasă, dacă vorbim deja de fiecare ten în parte. Pentru hidratare profundă este recomandat ca în timpul zilei să avem o cremă mai ușoară, să folosim și o cremă cu factor de protecție solară, chiar dacă afară este iarnă.
Și pe noapte o cremă mai hrănitoare, pe bază de vitamina A, vitamina E. Nu folosim uleiurile direct pe piele. Ele astupă porii, nu dă voie la toate ingredientele să pătrundă. Dacă dorim să folosim uleiuri, atunci le picurăm în creme. Câteva picături am amestecat crema și le-am aplicat pe față. Atunci ele vor avea un efect mult mai bun și rezultatele vor fi rapide. Vă dorim să fiți frumoase și vă așteptăm cu mult drag la salonul nostru SkinLux. Femeia cu gust de lapte. Cum este ea? Afli de la scriitoarea Zina Bibol. Femeia cu gust de lapte. E o liniște ciudată în camera mea. Nu mai pricep nimic din gălăgia asta. Nu mai este nimic vechi în casa de la drum. Sunt o mamă nouă. E o liniște ciudată. Tot zgomotul a ieșit afară. Mirosul e tot ce a rămas după ușă. Sunt femeia cu gust de lapte. Luna februarie, te-ai lansat în lumea autorilor de cărți. Mai nou, ai lansat o carte, carte vlog. Cum ți-a venit ideea? Pentru că tu ești și prezentatoare TV, ai făcut Academia de Artă, din câte știu, scrisul, pasiunea pentru scris, cum ai descoperit-o? Da, multe fac, ca orice om, încerc să găsești o nișă cumva, să găsești un cuib în care tu să te simți bine. Scrisul, bun, acesta probabil vine din copilărie și tot ceea ce fac oamenii deja, care cel puțin și-au găsit drumul în viața aceasta, totul vine din copilărie și visele din copilărie se realizează atunci când deja devenim mari, când devenim părinți, când avem prieteni, când suntem mai siguri pe ceea ce vedem, mai siguri pe viitorul nostru. Un titlu foarte inspirat și mi-am dat seama că e vorba despre femei. Dacă să vorbim un pic despre lansare, la fel, a fost inedită. Da, inițial cartea a apărut în Iași, am lansat-o chiar la 12 februarie în Iași, după care am venit la Chișinău pe data de 18 februarie. Aici am avut o lansare spectacol și pe această cale le mulțumesc actrițelor, preferatele mele actrițe, Dana Ciobanu și Daniela Burlaca, care au dat un suflu acestei poezii, i-au dat o altă stare. Eu îmi recit poezia, dar atunci când o vezi dintr-o parte, când o vezi spusă prin gura altcuiva, prin sufletul altcuiva, eu că atunci când ascultam, ziceam, asta eu am scris. Asta mie mi-a venit în minte, asta sufletul meu a dictat așa ceva. Cum ți-a venit această idee de a colabora cu Daniela Burlaca? Știm că Daniela este regizoare la Geneza Art și este foarte implicată în multe proiecte. Bine că soțul meu este actor la Teatrul Geneza Art. Cunosc foarte bine această frumoasă familie Burlaca. De când s-a deschis Teatrul Geneza Art, de atunci cumva sunt aproape de această frumoasă familie și nu doar de atunci, pentru că vin de la Academia de Art, acolo am avut mai multă șansă, mai multă ocazie să cunosc acești frumoși oameni talentați. În viață noi toți suntem niște actori, da. Jucăm roluri, mergem pe stradă, analizăm intuitiv oamenii. Cum îți pare femeia modernă de astăzi? Frumoasă, delicată, poate prea frumoasă. Încă timpurile de astăzi au devenit moderne, avem posibilități atât de multe, avem posibilități să ne facem frumoase dacă nu suntem frumoase. Nu cred că în femeie este loc de răutate, nu cred că în femeie este loc de urât, pentru că de la femeie au pornit multe în viața asta. Femeia este acel izvor de inspirație pentru copii, pentru bărbați și e frumos să fii femeie. Nu-mi imaginez să fi fost în viața asta bărbat, dar pentru că suntem în primăvară, suntem în pragul acestor sărbători frumoase, cu ocazia zilei de 8 martie, cu ocazia mărțișorului, vreau să doresc fiecarei femei să se simtă iubită, să se simtă înțeleasă, să se simtă apreciată, să trăiască, să respire pe umărul unui bărbat, pentru că ce ne-am face în viața asta fără de bărbați? Această perioadă mai mult ca oricând ne dorim să renunțăm la hainele groase, să savurăm din razele soarelui și să ne dezgolim frumos.
subiect la ordinea zilei este epilarea cu laser, standardul de aur pentru frumusețea ta. Astăzi vom face procedura de epilare definitivă a zonei axile la o pacientă cu fototipul cutanat 2, adică culoarea tenului este deschisă. Laser de ultimă generație este Decamoveo, cel cu care astăzi vom lucra, vom face procedura de epilare definitivă. Este un laser unic în Republica Moldova și cel mai mare avantaj este că nu doare, absolut indolor. Procedura dată o vom efectua foarte rapid, timp de 2-3 minute. Laserul Decamoveo este absolut inofensiv, iar avantajul lui este că se face și pe pielea bronzată, fără a avea nicio arsură sau iritație a pielii. Cum se pregătește pielea înainte de procedură? Este important de a rade firul de păr cu o zi înainte, cu o seară înainte. Ulterior, a doua zi, nu folosim niciun fel de antiperspirant, ci venim imediat cu pielea pregătită la procedură. Vom aplica un pic de gel pentru contact între aparat și piele. Aplicatorul de bază al acestui laser este capătul cu sapfir, care răcește foarte bine suprafața pielii, chiar până la minus 15 grade, ceea ce conferă procedurii un confort foarte, foarte bun. Practic, în câteva secunde, maxim până la un minut, noi finisăm un ciclu de epilare a zonei axile. În cadrul ședinței cu laser, nu s-a recurs la anestezie, iar pacienta s-a simțit foarte confortabil. Procedura cu Decamoveo nu are o restricție sezonieră. Asta ar însemna că o putem efectua fără niciun fel de frică în perioada caldă, inclusiv vara, din motiv că nu are predispoziții sau nu are o fotosensibilizare a pielii la soare. Laserul preferă foarte mult firul de culoare neagră, închisă, gros și des. Cu cât este mai închis la culoare, cu atât mai rapid răspunde la procedură pacient. Adică din mai puține proceduri scapă definitiv de firul de păr nedorit. E nevoie de 5-6 ședințe. Intervalul este de o lună, o lună jumătate între ele. Și atunci firul dispare definitiv. După fiecare ședință, firul devine mai rar, mai subțire, până dispare practic total. Pacientei îi facem recomandările strict necesare, care ar fi utilizarea unei creme reparatorii regenerative cu pe bază de zinc timp de 3-4 zile, evitarea saunei, piscinei, băilor fierbinți doar 2 zile, nu e mai mult, din motiv că, după cum vedeți, nu este niciun fel de iritație după această procedură și timp de o săptămână, 5 zile minim, se evite expunerea directă la bronz, la razele solare. Procedura cu laser Decamoveo poate fi făcută cu 3-4 zile înainte de a face plajă, ceea ce în cazul altor aparate este inadmisibil. Decamoveo aparține concernului lider mondial în aparataje medicale, Deca, care este o companie sigură și aprobată de FDA, adică Federația Internațională Mondială a Verificării Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale. Acest aparat Decamoveo, prin ce este unic în toată lumea și unic în Moldova respectiv, prin aceea că este foarte cel mai rapid, de fapt, laser la moment, poate fi făcut pe orice tip de fototip cutanat, adică inclusiv pe fototipul 3-4, ceea ce ar însemna persoanele de culoare închisă a tenului, inclusiv pe pielea bronzată, ceea ce e contraindicat total la alte aparate. Acest aparat totalmente se descurcă și face o epilare definitivă fără a agresa epidermul. Un alt important atu al acestui aparat este tratamentul hiperpigmentațiilor cutanate, adică orice tip de pată prezent atât pe zona feței cât și pe zona corpului. Acest laser Deca, având un sistem de laser unic inclus în el, foarte bine se isprevește cu indiferent de profunzimea pietii, cu orice tip de pigmentație. Contraindicațiile aparatului laser este în primul rând prezența neoplasmelor în antecedente, adică cancere cât și precancere cutanate, sarcina, alăptarea, astea sunt contraindicații absolute.
minute, inclusiv prezența bolilor de piele, cum ar fi psoriaze sau eczeme, în faza de acutizare. Indiferent, practic, de zona supusă epilării, numărul de ședințe standard este între 5-7 ședințe, intervalul este de o lună, o lună jumătate. Cel mai rapid la epilare laser răspunde zona axilelor și zona bikini. Femeia rămâne o taină. Ești și sculptor și lutar, te minți că îndoi e mai sigur. Dar tu ce n-ai știut, albul este cusut cu negru. Schimbă totul acum, cel mai bun alchimist poți fi tu. E dur, 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 spui că e prea dur. Lasă-mă să-ți spun, tu suflet nebun. La bilet viața mea durător. De ce iubirile când povești au finalurile reci? De ce decembrie? De ce în decembrie? De ce în decembrie ele să pleci? În suflet am minus 30. De ce în decembrie? De ce decembrie? De ce iubirile ca în povești au finalul reci, ne spune interpreta Cathy Rain. Primăvara ta a început frumos pentru că ai venit cu o lansare în emisiunea mea și chiar vreau să te felicit pe această cale. Videoclipul la piesa solo, apropo, mi-a plăcut să știi că tu ai ales să filmezi în Moldova, ceea ce este bine, ceea ce te reprezintă pe tine, pentru că de ce ești la București, cred că inima ta e Moldova. Ai zis-o foarte bine, aici mă simt perfect cu oamenii din jur. E și acolo, dar doar că probabil rădăcinile își pun amprenta și probabil pentru toată viața. Sau așa sunt eu, mai greu probabil mă adaptez. Nu știu ce să zic aici, chiar mă analizam pe mine ce simt și nu-mi dau seama. Dar când sunt aici mă umplu de energie și mă bucur să revăd oamenii dragi. Singur te-ai stilizat pentru acest clip? În acest videoclip, da. Să știi că, da, foarte reușit și am remarcat și chiar ține-am să te întreb cine a avut grijă de ținuta ta. Mulțumesc frumos, dacă tu zici asta, atunci chiar e bine. Însuși, conceptul videoclipului, știu că muzica și cuvintele îți aparțin. Videoclipul ca concept l-ai realizat de una singură sau ai avut o echipă care a lucrat la ideea acestuia? Aș vrea mai întâi să adaug că, da, ai dreptate, muzica și textul ne aparține, doar că instrumentalul sau producția audio este realizată de către Corneliu Bucătaru. Și revin la videoclip, regizorul videoclipului este Leonid Cojocaru și el s-a ocupat de scenariu, de tot. S-a părut foarte drăguț, mie îmi plac, deci nu contează doar imaginea să fie frumoasă, pentru mine contează mesajul, sensul, metafora. Da, și mesajul e unul profund pentru cei care se simt solo. Da, doar că nu am zis chestia asta deocamdată, Nina, nu e mai, cred că undeva un an în urmă a fost concepută piesa sau ideea piesei cu primele cuvinte din ea. Doar erau patru, deci erau patru versuri, atât. Și pe instrumentalul lui Cornel. I l-am arătat, i-a plăcut, a zis hai continuă. Și mi-a fost greu, deci undeva un an de zile, cred că nu am continuat, am făcut alte piese, am lăsat-o așa. Și la un moment dat, eram în piscină, apropo, eram în piscină când mi-a venit ideea de ce decembrie, deci refrenul. Și când m-am revăzut cu Cornel și am arătat refrenul, zic, bă, asta e, mai cucerit, hai să înregistrăm chiar azi. Și așa și ne-am sincronizat și am realizat o lucrare, cred eu, destul de frumoasă, pentru că ne-am simțit reciproc. Este foarte important atunci când lucrezi în echipă, într-adevăr, să fie compatibilitate. De ce iubirile ca în povești au final reci? Chiar țineam să te întreb, mi-a plăcut foarte mult această frază. Mă bucur. De ce iubirile ca în povești au finalurile reci? Da, de ce? Câte de ce îmi pun în viață, de parcă aș avea 3 ani, știi, cu copilul la 3 ani e de celuș. Da.
Da, se întâmplă și nu-mi dau seama de ce. Probabil că, oricum, e clar că orice început are sfârșit. Și deși parcă mereu sunt conștientă de faptul, sau ar trebui să fim cu toții conștienți de faptul că orice se finalizează, chiar și ceva foarte, foarte frumos. Și când trăiești frumosul, nu realizezi că mai se va finaliza odată, că ești plină de emoții și da, și sus. Și nici nu vrei să accepti chestia asta. La fel aș face o paranteză, cum nu poți accepta faptul că, sau conștientiza faptul cu adevărat că la un moment dat viața se termină. Tu ai trecut printr-un divorț. Există viață după divorț? Da, normal. Există viață până la moarte. Și după moarte posibil nu se știe. Normal, există și o altă etapă a vieții. Cred că m-a schimbat nu doar divorțul, ce s-a întâmplat pe parcurs. Eu cred că divorțul pentru mine e doar o parte de asta legală, cu semnătură și așa, sau judecăți, sau ce. De ce te întreb? Pentru că într-un interviu tu ai declarat că această piesă este oarecum ca o apocalipsă personală. Gânduri mai filosofice, apocalipsă personală. Pentru că acum îmi place foarte mult discuția cu tine, eu aș spune mai multe, și anume, probabil acum aș adăuga la faptul că am zis mai devreme referitor la apocalipsă personală, aș adăuga și faptul că sunt o persoană destul de visătoare. Probabil mulți se spun că sunt naivă, așa, și probabil trăiam în iluzii. Cu anii experiențele ne schimbă, da. Inevitabil. Și probabil că tu încă treci prin acele transformări. Așa analizam eu ce se întâmplă în viața mea și ideea este că la un moment dat am simțit că anumite concepții referitoare la anumite scheme din viață, hai să le numim așa, nu funcționează, nu sunt ok și probabil, cel mai probabil sunt doar în capul meu și atunci trebuia să accept. Înțelegeam că, de asta zic, apocalipsă personală, că și e un fel de luptă între rațiune și ce simți, pentru că simți că trebuie să fii altfel, dar vezi că în lume e altfel și atunci trebuie să te conformezi, pentru că altfel nu trăiești, altfel suferi, altfel, știi? Și nu se leagă, atunci trebuie să găsești alte soluții. Se spune că dacă nu știi să schimbi ce se întâmplă în exterior, trebuie să-ți schimbi atitudinea. Ascultând această piesă, mi-a plăcut foarte mult, dar mi-am pus întrebarea, când Katy va scoate piese mai ritmate, mai, nu știu, pe o altă notă, mai veselă? Asta se cere, nu? Da, simt și eu că trebuie, nu că trebuie, dar simt că e bine așa, mai ales că totuși e mai dificil să scrii atunci când ești sus, când te simți foarte bine, atunci trăiești la maxim și nu ai chef să scrii. Adică n-ai chef, nu. Ai alte priorități atunci. Da, în curând o să te bucur, o să apară o piesă mai dinamică, cu mesaj pozitiv, chiar foarte pozitiv. Și de asta stau și mă întreb dacă toți acum zic că sunt suferindă, oare mesajul meu pozitiv va fi înțeles? Pentru că sunt și eu om, nu? Ceea ce vedeți sunt și bine și rău, da, binele și rău este noi, deci cumva nu înseamnă că mereu sufer. De ceva firesc, da. Da, doar că ideea este că atunci când sufeream, scriam mai des, atât. Eu îți dau întâlnire duminica viitoare la o nouă ediție Formula Lifestyle. Urmărește Formula Lifestyle cu Xenia Bugneac în fiecare weekend la RenTV Moldova. Partener beauty ai emisiunii, salonul de frumusețe Oasis. Gazda emisiunii, restaurantul Zaxi.